Sala de sport din complexul sportiv Unirea a găzduit zilele trecute al patrulea turneu din cadrul campionatului național de volei masculin sub 15 ani. Pe lângă gazdele de la LPS Suceava, la competiție au mai participat LPS Piatra Neamț, CSS Botoșani și CSS Bacău. Liderul clasamentului, CSS Nicu Gane Folticeni, a urmărit de pe marginea acest turneu. În cadrul competiției s-au înregistrat următoarele rezultate: LPS Suceava, LPS Piatra Neamț 1-3, CSS Botoșani, CSS Bacău 3-0, LPS Piatra Neamț, CSS Bacău 1-3, LPS Suceava, CSS Botoșani 0-3, CSS Botoșani, LPS Piatra Neamț 3-1 și CSS Bacău, LPS Suceava 3-0. Antrenorul sucevenilor, Tudor Orășanu, a declarat: a fost un turneu reușit, având în vedere că avem sportivi mai mici cu 1, 2 și chiar 3 ani decât adversarii. Neavând obiectiv rezultatele, doar acomodarea cu sistemul de joc în 6, sperăm ca în următorul sezon să reușim și calificarea la turneul semifinal, a declarat tehnicianul sucevean. Tudor Orășanu și Alexandru Vizeteu mizează în acest sezon pe următorii jucători: Cristos Dan, Ștefan Niță, Valeriu Verciuc, Ioan Botezatu, Robert Constantinescu, Rareș Lefter, Matei Rotari, Darius Lazar, Ianis Bejinariu, Visarion Scolobiuc, Denis Lefter, Bogdan Maftei, Ștefan Rusu și David Irimia.